Adrián Henaque. Ladies and gents, da Danu sta departe, vino la life-ul lui Henaque. O să cântăm să îți ajungă, a venit și Paul Stângă. Să ne mai distrăm nițel, că a venit vărul săndel. Da Danu sta departe, bine ai venit la life-ul lui Henaque. Și Sandu Pop, bop 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 bop. Ca veni și Sandu Pop, hey, bop bop bop. Da, doamnelor și domnilor, bună seara din nou la o ediție incendiară, o ediție de colecție la live-ul lui Henaque. Și așa cum a spus, bop 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 bop, luma bop bop, a venit Sandu Pop, actor de mare calitate, mai cunoscut ca și vărul lui Săndel. Nu? Da, așa este. Bună seara și bine. Vărul Săndel, adică vărul Săndel. Bine v-am găsit în live-ul lui Henaque. Da. Iată că am ajuns și la sfârșit. Uite-te cum mergem noi foarte frumos. Am ajuns și la sfârșit de septembrie. Patru luni de podcast transmis din două în două săptămâni pe platforma cineclick.ro. Apoi postat și pe canalul meu de YouTube, Adrián Henaque, Life-ul lui Henaque. În această seară, așa cum am spus, din nou un invitat de colecție, pentru că această colecție, din această colecție fac parte prietenii mei, artiști desăvârșiți care cântă și interpretează orice rol la orice oră din zi și din noapte. Nu au nevoie de să meargă discul, să nu meargă stick-ul, ei sunt artiști, curge artă prin venele lor. Și iată, în această seară, un cadou de suflet pentru dumneavoastră, Sandu Pop alias Vărul Săndel. Un personaj extraordinar. Absolut, cu care am colindat toată lumea, Statele Unite, Canada, Europa, în Țara Sfântă, Israel și, bineînțeles, pe litoral și prin cinematografe. Noi doi jucând în filme separate, l-am avut și invitat la emisiunea mea din fiecare duminică, Star Show de la Național TV, în fiecare zi începând, în fiecare duminică. Și el m-a invitat pe mine și la Edno. La un moment dat suntem pe același fus orar acolo, duminica. Dar Paul Stângă a fost la ambii. Paul Stângă e peste tot, pentru că este mare valoare și e mare sărbătoare. Bună seara, Vărul Săndel! Salutare și bine te-am găsit la live-ul tău acasă. Mulțumim frumos, să știi că sunt onorat de... am văzut ce invitații ai în fiecare două săptămâni, așa. La început a fost în fiecare săptămâni, dar acum la două săptămâni, ca să mai meargă și lumea în vacanță. Sigur, da. Și ca să mai poți să stabilești bine și să te așezi bine cu invitatul, da. Să zici, mă, oare merită, hai să ne mai uităm, să ne mai... Știu ce vreau da. Și sunt oricum, este foarte important pentru mine și îți mulțumesc foarte tare că m-ai primit între prietenii tăi. Dacă te uiți bine, aici nu este un platou. Este un decor ca de suflet, așa că vine la mine acasă. Este un loc emoționant, pentru că aici monta toate filmele de mare succes Sergiu Nicolaescu, marele nostru regizor. Îi mulțumesc lui Silviu Radu, care este producătorul acestui podcast, și echipe minunate de operatori care sunt alături de noi. Este un loc plin de emoție. Hai să vezi, uite, diplomele obținute la festivalurile naționale, internaționale, campion mondial la fotbal, trei ani consecutiv. Nu mai zicem un portret semnat Alex Angel, fratele Monicăi Angel, care pictează extraordinar, l-am avut și la Star Show. Chitara cu care a cântat prima dată fiul meu, David. Uite și un Oscar obținut. Deci ești acasă. Sunt medalii, tot ce vrei. Filmul Babardeală cu Bucluc, al lui Radu Jude. Da. Tu știi, în pandemie l-am făcut și a luat marele premiu. N-am apucat să-l vedem. De când o să... Pentru că eu m-am uitat la Pupo 1, Pupo 2 și urmează Pupo 3. De aia nu s-a putut lansa. De aia nu m-am uitat, era cu Pupo prin cinematografe. Da, și cu Pupo în cinematografe și de aia n-a venit Babardeală cu Bucluc, că după Pupătură trebuie să iasă Babardeală. Sau nu, începem cu Pupătură ca să iasă Babardeală. Povestește-ne ce vrei tu. Dragilor, ce să vă povestesc? Să vă zic că mi-e drag așa să ne întâlnim și mi-e drag și mie cu oameni faini și cu oameni cu care chiar pot să povestesc și cu care chiar pot să zâmbesc și să mă simt bine. Sunt fericit că l-avem și pe Paulica aici, un om și un artist minunat și cu care
crede-mă, de câte ori mă întâlnesc așa, după figura lui și fața lui frumoasă, așa, nu poate decât să te ducă într-o energie de aia super pozitivă și într-o energie bună. Dacă ți-aduce aminte, tot cu Paul eram la Cascada Niagara, noi trei, și cântam piesa aia făcută ad hoc. Era și Nicu Paleru. Și Nicu Paleru era cu noi. Aia de atâta până am văzut. De când m-am făcut? Ia! Era cântecu cu batăvină. Cu batăvină, ia, zi, ia. Zice vărul Săndel. De când mama m-a făcut. Atâta apă n-am văzut de când mama m-a făcut, bă. La Cascada Niagara, da. De când n-am văzut de când maica m-a făcut, bă. Că las țara și las gara și-am ajuns în Niagara. Las țara și las gara și-am ajuns la Niagara. Hei, cousin Vini, ăsta e vărul Săndel. Hei, cousin Vini, da. Să stai cu mine. Am avut, să știi, dacă ții minte, am avut și un pic de șoc. Intra șocul la mașină, am avut și noi ceva cu noi. Era un șoc de prună, dacă ții minte, pus așa întâmplător în valiza mea. În valiza ta, da, nu știu eu de care unde. Nu știu de unde, că eu n-am nicio legătură cu ardeal. Mai ales cu prunele. Cu prunele, nu. Dar din întâmplător erau acolo vreo 4 sau 5 sticle. Cred că nevastă mea le-a pus fără să-mi dau fără seama. Să știi tu, da. Și mai scuteam câte o guriță de pălincă, mai ales că na, toată lumea știe, Canada e o țară friguroasă, o țară rece. Noi am ajuns în ianuarie acolo, deci cum era să ajungem noi să fără un pic de pălincă? Pentru că tot ai adus vorba de originile tale. Să le spunem telespectatorul, cine nu știe, vărul Săndel este dintr-un sat din Ardeal, dar cine nu știe? Acum mai moldovean nu pot să fiu. Și eu chiar n-am știut, am citit, am intrat pe Wikipedia și m-am informat, eu chiar n-am știut asta, deși aproape că am dormit în același pat în turneu, ții minte, și ne-am povestit. Nu ne-am povestit. Ne-am povestit, dar asta n-am știut-o, că tu ai părăsit satul natal în urma unei tragedii. Și te las pe tine să-mi povestești. Nu știu, e un pic... Așa scrie în Wikipedia. Ei au spicuit și ei de prin ce am mai declarat. Eu n-am părăsit satul natal. Satul natal l-am părăsit atunci când am plecat spre București. Adică am terminat școala la Zalău, părinții erau în satul natal, în Lozna, acolo, și am ales... Hai să, care era povestea cu tragedia? Tragedia a fost... Da, părinții mei erau șantieriști și au lucrat la barajul de la Colibița. Îl știi, că da, este absolut fantastic barajul. Ei construiau baraje, tata era șantierist. Cum termina barajul de la Bica, se muta la Lotru. De la Lotru s-a dus la Râul Mare Retezat. De la Retezat a ajuns la Colibița, iar acolo ne-a luat și pe noi. Am fost cu familia acolo. Frații mei erau deja la școli, unul la Baia Mare, sora și fratele la Zalău, iar eu am fost cu ei, eu fiind mai mic, știi? Da. Și acolo am avut cel mai mic dintre toți. Dintre patru frați, da. Și într-o pauză, înainte de terminarea școlii, cred că era sfârșit de mai, am vrut să merg acasă să mănânc ceva, că eram aproape, și un prieten a zis, mai mic un an ca mine, Marius Tofan, hai că vin cu tine, că la mine nu e nimeni, și să mâncăm la mine. Da. Și am luat după cap așa și mergeam ca prietenii pe stradă și a venit un tractor care ne-a depășit, a trecut cu roțile din față de la remorcă, iar roțile din spate l-au agățat pe el și l-au turtit, efectiv. Doamne. Da. Da. Și... bineînțeles că pe loc a fost despărțirea. Doamne. După aceea, pe lângă crucea aia trebuia să trec non-stop. Și am zis, am vorbit cu părinții și am zis, înțelegeți-mă că nu mai prea pot să trec pe aici în fiecare zi, să mă duc la alimentară, să vin, să mă duc la școală, sau să urma să fac ăsta, liceul la Bistrița. Și am ales să mă retrag și am plecat înspre Zalău, unde l-aveam pe frate, iar câțiva ani mai târziu au venit și ai mei la... tot în salaj și ne-am reunit oarecum, dar mai târziu. Dar ce oamenii spuneau de acolo, că din vina ta s-a mai se mai și zicea, da. De da, ce? Apoi de ce? Apoi știi cum, știi, toți ziceau, dar spune drept, dar oare nu l-ai împins tu atunci? Doamne, dar oare, jucându-vă, oare nu l-ați împins, nu l-ai împins tu ca să nu intre omul ăla în pușcărie nevinovat? Da, și, dar până la urmă oricum nici el n-a făcut. Doar că era o improvizație la osia din spate, era mai lungă decât osia din față. Pentru că dacă el a trecut cu
roata din față, normal trebuia să treacă și celelalte și paralele. Pe aceeași urmă. Și ar fi mai lungă Bălângânea, probabil. Era... A venit așa și l-a agățat. Da. Cam asta a fost. E un episod de care mi-aduc aminte. N-ai cum să uiți așa ceva. Nu uiți, dar știi cum, în timp așa m-am și liniștit, îl pomenesc mereu. Atunci când aprind o lumânare pentru părinții mei, el este acolo și el. Și... Înțeleg că părinții tăi s-au dus și da, s-au prăpădit. Într-o altă lume, da. Când aveai 30 de ani tu? Mama era după un cancer foarte lung și de asta, se terminase și pe ea și ne terminase și pe noi aproape. De 13 ani am tras de el împreună. A dus-o ceva. Și venea de la, din Ardeal, urcă în tren și hai la București să faci chimioterapia și du-o după aia înapoi cu ce da. Poți. Și, după 13 ani, văzând că lucrurile merg din ce în ce mai rău, ea a zis, nu mai pot, nu mai lupt, la revedere, v-am văzut mare acum, te-am văzut și pe tine cu o fetiță, cu un copil, dacă mai face unul să fie sănătos, să vă bucurați de el, la ea nu mai lupt. Adică eu plec. Un om foarte realist. Da, nu mai are rost. Adică eram și noi conștienți că tragem de ceva care n-are nicio finalitate, deci de vindecat nu mai era posibil, iar chinuie era... Dar se uită acum, te vede. Chinuie era foarte mare și atunci am zis... Și tatăl? Să... Tata după 2 ani s-a prăpădit și el. De dorul uman. Așa nu, se întâmplă. Nu, cred ceva la... Și lui s-a declanșat tot un cancer între plămâni și... Mi-a povestit prietenul nostru Temișan când da. Și-a pierdut întâi tatăl și mama n-a mai vrut să trăiască și efectiv era dintr-un om sănătos, în 2 ani s-a îmbolnăvit, da. A vrut și s-a dus după relu. Da, adică da. Bănuiesc că același lucru s-a întâmplat și la tine. Da. Tata nu ne spunea, nu părea că are asemenea problemă, că lipsește foarte mult, dar nu știm, sufletul lui nu știm noi ce acolo. Pentru că era, tata era un om super comunicativ și haios și trăznit de asta, dar avea o parte a lui sensibilă și era închis și avea săptămână că nu vorbea cu noi. Nu știam de ce, da? Zi, dacă da, te-a supărat da, ceva. Da, probabil că avea partea lui de introverteală, așa, era introvertit. Dar tu, foarte talentat în tinerețe, în copilăria ta, ai debutat în Cântarea României, cel mai tare festival, ca acolo să știi că era un festival. Măi, ne-am dat, cine lovește tare în Cântarea României, lovește... Nu știe ce face. Lovește așa, dar... Erau talente adevărate acolo. Nu trecea cine nu era talentat acolo. Mai treceau, dar erau și foarte mulți care își descopereau dragul de a sta în fața oamenilor, cum am fost eu acum. Erau mulți câștigători, știi, că erau 300 care luau premiul întâi. Da. Așa, deci 300 de premii laureat, întâi. Laureat, exact. După aia erau 600 de premiul 2 și el pe toată țara, după aia 1000 și ceva de premiul 3 la Cântarea României. Dar se descopereau și talente care mergeau mai departe, nu rămâneau la nivelul ăla. Uite, eu am fost unul din acele cazuri, pentru că mi-am dat seama că îmi place foarte tare și că... Și aveai o brigadă umoristică. O brigada artistică, eram la dansuri populare. Dar în ce oraș erai? În ce oraș? La Zalo. Am avut cea mai tare... Apă, ce... Țuica de nedatul la Niagara. Serios? Era, am recunoscut-o. Și cine m-a învățat pe mine să beau țuică de Zalău în combinație cu bere? Mariana, soția lui Marius Lăcătuș, care e din Zalău. No. Și mi-a zis odată, mi-a zis, ce beau o pălincă de la mine de acasă. Eram eu cu Marius de Lăcătuș, cu Balint, că noi cu Național Artiștilor mai jucăm cu fostele glorii. La o întâlnire de suflet. Și eu mă uitam la ei ca la niște statui zei pentru noi. Și, și acum. Lăcătuș, Balint, era mie drag Belodedici, pe care l-am avut și pe el invitat aici. Și îmi zice, bea o țuică de Zalău. Dar eu zic, ce marte! Dă-i cu bere, dă-i cu bere, stinge-o repede. Băi, vreau să spun că mi-a plăcut combinația. Este foarte ok combinația, numai că... Spune tu că ești de acolo, original. Dacă spui cuiva care e departe de zonă și zici, adică bei pălinga, are 50-52 de grade, mai dai și cu bere după aia, zic, da mă, da, știi ce stare bună îți dă repede. Pe cuvânt. Ajungi la o stare de aia, zice... Foarte, nici beat, nici... Aici, nici pentru că, fii atent ce se întâmplă. E euforică de aia. Tu când bei pălincă, normal trebuie să bei apă. Sau orice, corect, bei corect. Vin, da. Trebuie să ai apă ca să nu plece direct în ficat să te doboare. E, am învățat și noi, în experiență, în timp, că trebuie un pic de apă, ceva. Acum vine și cineva judecă, zice, nu se poate. Ba da, se poate, zic, consideră că are pălinca mai mult cu 5 grade, pentru că atât are berea, da? Corect, da. 5% în plus la alcool, dar în sticla aia de bere este și apă, pe care tu n-ai fi băut-o. Da, deci faci hidratarea. Așa e rețeta. Da. Iar asta cu pălinca și cu prunele, știi că, am întâlnit Gheorghe cu Istvan și ăsta...
István zice, auzi mai Gheorghe, ungurii noștri vor să, ia Ardealul, ai auzit că vor să ia Ardealul? Ardealul. Și ăsta zice, Ardealul poate, dar prunii nu. Prunii nu. Și zice că în Ardeal, fii atent, în Ardeal, culesul prunelor pentru compoții dulceață este braconaj. Da. Corect. O să o sem. Da. Da, bine, se duce ungurul la magazin să cumpere ceva, să cumpere o găină. Și nu știa, nu găsea locul cu găinile congelate, da, da. Știi? Mă, și caută și disperat după jumătate de oră de învârtit prin magazin, ajunge, ia un ou și se duce la el. Zice, unde este mama lor? Mama lor. Dar dacă era struț, nu știa să zic, sau rață, sau vezi că... Da, ce, se neca ungurul, știi, și nu știa să spune mănec. Și făgea, iar să intra în apă, și la un moment dat își ia vânt, se ridică, iese din apă și zice, ei, mă scald ultima oară! Auzi, i-a fost ușor să zică o frază mai lungă. Mă scald ultima oară. Dar când vine turistul într-un sat din Maramureș sau în Ardeal și întreabă, nu vă, pe primul țăran, zice, nu vă supărați, aici unde să face pălincă, unde găsesc să face pălincă? Și țăranul zice, uite, tu vezi toată ulița aia, zice, toate casele, zice, da, toate le vezi, da, le văd. Și vezi clădirea aia înaltă, biserica aia cu cruce, zice, da, o văd, ei, numai acolo nu se face. Da. Reste peste tot, da. Da, apropo de asta, mai era frumos, când coboară reporterița, vine plecată în concediu și coboară un deal și Baciu era acolo cu vacile, cu ciurda întreagă, cu taurul, cu olul, cu asta și asta. Baciule, nu te supăra, știi cumva cât este ceasul? Și el zice, un moment să se ridică, merge la taur, bagă una acolo la socotel, la uțe, așa. La uțe, așa. 2:26. Să uităm. Poftim! 2:27. Șepte, că de acum a trecut. Doamne Dumnezeu, eu sunt reporter, că fac un reportaj despre asta. Te rog eu frumos, spune-mi și mie, pornește în reportofon, zi-mi și mie, te rog frumos, cum ai făcut? Cum? Uite, omul care știe și a învățat să se adaptează și supraviețuiește, n-are nevoie de ceas, nu după soare, nu după umbră, știe el comuniunea cu animalul. Nu se poate, spuneți-mi. Bine, doamne. Bagă-te aici sub taur. Nu, bagă-te sub taur dacă vrei să știi cum cât e ceasul. Se bagă sub taur. Pune mâna acolo pe băuțe. Nu, pune mâna acolo pe băuțe dacă vrei să știi cât e. Pune mâna pe băuțe. Da? Frământele un pic așa, așa, dă-le așa în stânga și vezi ceasul din tur la biserică. Da. O știam, dar farmecul tău este irezistibil, da. Cum ai spus-o, nici n-am știut că o știam. Da, și mai era frumos, era românul și americanul se lăudau care cu ce au. Și americanul a zis, la noi chirurgia oftalmologică a ajuns în asemenea hal, că știi că am dus-o pe mama la mine, la Chicago. Da, așa. Știu că s-a mutat la noi. E, mama a avut niște probleme mari cu un ochi, încât, au venit ăștia, au făcut o operație, i-au scos ochi, i-au pus acolo plus cu plus, minus cu minus la un ochi de sticlă, dar cu legături de aia, cu firicele de crom și da. Băi, vede mai bine mama cu ochiul de sticlă decât cu celălalt. Îți dai seama unde am ajuns noi ca Ardeleanul ăsta, așa, la noi medicina veterinară o evolua foarte tare. Da, veterinara rău, de ce? Într-o zâmbă a venit vaca de la ciurdă și a trecut peste un rug de ăsta. Și când a trecut, i-a rămas ugerul într-un rug acolo, s-a agățat. Și am luat repede ugerul, m-am luat doctor veterinar cu vaca după mine. Nu, fă ceva, și n-am ce să-i fac, că la revedere, nu l-ai adus când o trebuie, n-ai avut gheață, fugi de aici, hai că-ți... O luat o mănușă de electrician, de aia de cauciuc. I-a pus acolo, băi, ce, plus cu plus, minus cu minus, l-a pus sub bine, 5 litri de lapte, dă din fiecare deget. Ma, și 25 litri pe minut. Du-te, mă, dragul, cine mai văzut așa ceva? Mă, ta cu ochiul ăla de sticlă văzut. Cine a mai văzut? Da, apropo de asta cu maghiari, știi, eu făcând parte dintr-o zonă cu maghiarizată și multă vreme ocupată, nu avem niciun ungur în sat, dar oamenii poartă numele ungurește, adică Vasile e Laszlo, nu e Laszlo, e Laszlo. Laszlo, Mitru Simion. Da, da. Mama era Anișcă de la Onușco, care înseamnă Ana, știi? Tata era Alexandru și zicea Șandurul Cămărașului. Adică eu sunt Sandurul Șandurul Cămărașului. Dar era Șandur pentru că numele s-au perpetuat, oamenii așa-l știau și nu am înțeles niciodată. Toți români să accepte să... Să se strige ungure. Dar, mă rog, a fost o lipsă de naționalism total acolo la noi.
Dar ne știe nimeni ungurește. Eu am ajuns la Zalău, am învățat așa că mai aveam niște colegi, dar mi-a plăcut așa să mă joc cu limba, cu accentul. Ne știe nicio boabă. Eu vorbesc ungurește, dacă zici, dacă mă auzi. Noi semănăm, ții minte că vorbeam în America, deci în indiană, în chineză, când am făcut eu show-ul la magazin, la New York, și tu râdeai și spuneai, bă, domnul să nu înțeleg toți. Cântam și în japoneză, nu spuneam nimic, dar suna bine. Ei, am, cu asta cuceream pe colegii din facultate. Zine ceva. Mă puneau să zic timpul probabil, cum ar fi prezentator ungurește, știi? De la televiziunea Buda. De la Maghiar Televiziune. Maghiar Televiziune. Eu nu pot chivana gozenire, că toți vazea, nu toate așa, mai de dragul spectator român, că ți-ai tălat tot, mă duie, te aer, mi era șoare că a fost, eu recunosc, voi știți, că ta pasiunea că se întunecă rău, rău de tot. Și mai tine a fost. Intersole chiar, do și era cu atât futunete, fulgeros, mă fi pe să ai ure că tot. O zi mi-era tot ardeal, vai viore, că fost cu inundații și cu de asta 100% or fi. Da, mă tu, a ai ure că tot, și vei asta la studiul țării n-are treabă. O zi mi-a că acolo e problema. O zi mi-a că tot vei vedea când plouă, acolo tar mă sute, era pulul veni mi-a că spus, mă, nu crezi că afirul tot deja, le, eu, bă, 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 și mai că tu zei, le mi tu fai zanier cu tot animale frigidere toate merg pe tisa. Lucă voi vera că ta și unguri mativ era cu prizna, n-am văzut că tu era așa sunt bogățit. Zi, Paule, ceva, zi, cu animalele noastre, da. Ceva pentru vărul. Orice-mi place. Cum să mă gătă. Vamos bem ele acatou na zona minha cara tô junto é e cara é que tô raro né nyuru é pa do pa 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 do pa pa La Star Show pe Vărul Sândel și am crezut că am nimerit în mijlocul intersecției. Vreau să vă aduc la cunoștință un moment senzațional pe care el îl face, nu știu dacă îl face mai des așa, dar... Nu des, numai când mă întâlnesc cu tine. Când se întâlnește cu mine, dirigează circulația pe un fond muzical celebru. Paulico să ne ajute acum cu ciocârlia. Nu, dar dirigem circulația când e deja fluierul de polițist, e unul. Am fluierul de ciferist. Mamă, atenție la Vărul Sândel, este senzațional. Îți aduci aminte în cel puțin acum 30 de ani, când erau trenurile alea din gările vechi, care plecau la 4 dimineața, erau 2-3 călători, da, care urcau săraci înfrigurați, așa, urcau în tren și vedeai un ciferist care venise și el după o noapte de chef, de chef, cu un steag galben, mereu murdar. Nu știu de ce nu spălau ei steagurile alea. Toată una... Ca să pară că muncesc. Bă, era murdar, unul nu era curat, un steag de la... Și se ținea așa, așa. Și auzeai... Iar ăla de intersecție este... Nu, dar fă-o pe cu ciocârlia. Fă-o pe cu ciocârlia. Lăsăm acolo să facă treaba. Fiți atenți, oameni buni, ce urmează. Și acum mare,
Are și o ciocănitoare. Fă ciocănitoare. Fă un toc, 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 toc. Nu. Ciocănitoarea nu e pe gamă. Ia-o. Ea face așa, un fel de... Fă tu, uite aici masă. Gata, tu ții așa. Ciocănitoarea. Fă trei, toc, toc, toc. Se poate fluiera asta, să știi. Ia. Încă o dată. Asta înseamnă că trebuie să aplauzi, că... Aplauze pentru Paul! Paul, vine, bă! Mamă, circulația, ai? Ce știi? Final, la revedere! Auzi? Da, bă, de aici și vorba aceea. Unde, dacă nu știi fluier, știi? Dar cum ai ajuns să dai tu la să fluier? Super talentat. Cum ai ajuns să dai la talentat? Auzi că în tare României nu vorbisem de ea. Că ai fost primii licențiați, printre primii din satul tău și atunci tatăl tău a realizat că e o mare durere despărțirea de tine, că tu erai cu el partener la muncile agricole. Eram și baza lui, pentru că eram cel mai mic. Mezinul rămâne acasă, mezinul rămâne cu casa, rămâne să aibă grijă de ei, să-i ajute la toate cele. Și cum a primit el vestea asta, că fiul lui a ajuns student la actorie? Se intra greu? Mama știa, am încercat, atunci am fost 11 pe loc. Mamă. Da, ți-a intrat foarte greu, așa este. Și, ai făcut vreo pregătire înainte cu vreun celebru, actor celebru? Nu. A fost, m-am dus un pic la ce clasă? M-am dus la Sandaman. La Sandaman, da. Una dintre cele mai... Super, un mare Sandaman, pedagog, da, și o profesoară extraordinară. Datorită, sau mă rog, din cauza ei am vrut să plec de două ori, și în anul 1 și în anul 2, dar în anul 3 m-a întrebat, vezi ce bine ți-a prins anii, ți-au prins anii aia în care ai vrut să pleci, că... Mi-am găsit confortul în anul 3 deja și am început să respir și să las, știi, altfel eram un pic depășit de tot ce însemna o cultură teatrală, de tot ce însemna piese de teatru, tot ce, veneam dintr-o altă lume, la an lumină depărtare de ce însemna teatru în comparație cu colegii mei care erau copii de actori sau da. Oameni crescuți cu biblioteci în casă, la mine orice carte aveam, într-o săptămână mi era la WC-ul cartea. Păi zice tata, dacă te-am văzut că ai citit, tot ce-ți mai trebuie? Ce tare e asta! Dacă am văzut că ai citit, acest trend. Dacă am văzut că ai citit, tot ce-ți mai trebuie? Nu mai citești odată. Da. Cum s-a născut personajul ăsta pitoresc, Vărul Săndel? Numele lui s-a născut într-o filmare pentru Revelion în 2009, când Emil Hosu și Catrinel, prietenii mei, Dumnezeu să-l odihnească, păi, foarte, Emil, da, super actor. Un actor minunat și un om fain de tot. Ei au trebuia să apară să le spun niște znoave. Mă tot auzeau. Noi am făcut dublaje la desene animate, da. Am fost vocea lui Scooby-Doo, este vocea Atai, lui, nu? Da. Scooby-Doo. Da. Ba, mai este câte unul care zice: "Nu cred că ești tu, ia fă-că el." Și atunci trebuie să fac. Shaggy, mi-e frică. Plecăm. Fenomenal, bravo. Da. Bravo, ai văzut, Paulica, dacă ai văzut Scooby-Doo, uite, l-ai da. Și după aceea am făcut... Deci tu ești vărul lui Scooby-Doo. Deci fii atent. Vărul Săndel, dar vărul Scooby-Doo. Am dublat după aceea omul Păiancen. Se dădeau probe. Deci toată trupa de la dublaj dădea probe și alegeau câte o voce, care credeau că se potrivește cu personajul. Da. Dacă era mai bătrân, era Tufarul. Dacă era mai tinerel, mai... Era Arșinel la Bălu. Exact. Mi s-a potrivit astea mai... Eram tinerel și eu atunci, în perioada aia. Și n-ai vârstă. Da, eroul nu are vârstă. Am dat probă pentru omul Păianjen. Deci Spider-Man tot de mine a fost dublat, dar se năștea și Vărul Săndel, știi? Și ăștia nu mai ziceau omul Păianjen, când mergeam la dublaj, ziceau Vărul Păianjen. Vărul Păianjen. Da. Vărul care văruiește. Vărul Păianjen. Da. Și ei tot auzindu-mă pe la dublaj acolo, în pauzele noastre, le tot povesteam de tata, le tot povesteam, le spuneam bancuri, le aduceam orice banc, auzeam eu cu Olteni și trăgeam repede la Ardeal, știi, că acolo. Da. Autoironia noastră prinde foarte bine. Atunci când ești ardelean, poți să spui bancuri cu ardelean cât vrei, pentru că nu se supără nimeni. Dar dacă ești Oltean și spui cu ardeleni, deja se simte cineva bine, mă, că sunteți voi deștepți. Da, bine, de la Caracal, de acolo, de la Tucă, Dacă eu sunt din Ardeal și spun bancuri cu noi, toată lumea râde.
zice, da, bă, omul știe că da, e auto, se autopersiflează. Și atunci am zis, auzind toate poveștile mele, au zis, hai să luăm cu noi în emisiunea de Revelion. Ce? Uite, are câteva povești. L-am spus, a zis toată lumea, ok, hai, vii, cine să fie? Hai, fratele lui Catrinel, bă, Revelion, vine frasul, e prea apropiată relația, zice, nu știm unde ne duci, trebuie să fie, hai să fie un vecin. Da, nici vecinul nu vine, vine vecinul să spună, da, poate fi unul care trece, să meargă la Constanța, dar a trecut pe la noi, să ne mai aducă o veste. Hai, dar cine să fie? Un văr, a zis Emil. Și să fie vărul tău care pleacă undeva și a oprit pe la noi în seara de Revelion și mâine dimineață trebuie să plece. Și mi-au tot făcut prezentare. Asta de la Amza Pelea, mergea cu sucă, vărul, exact, cu genul ăla, da, știi? Da, da, cam pe acolo. Cam de acolo a venit. Și Săndel, pentru că te cheamă Sandu, nu? Da, păi așa zicea. Vărul, îmi ziceau Săndelul, mulți. Sandelu. Da, în perioada aia ziceau Săndelul. Săndelul și a zis, vine vărul tău. Dacă, când vine vărul tău? Făceau prezentarea, adică vezi că trebuie să vină vărul tău. Să aștepte lumea să vadă ce se întâmplă. Să fie o surpriză că vine cineva de la țară, așa. Și mi-a tot zis, vine vărul tău, Săndel, vărul tău, Săndel. Și a intrat vărul Săndel în Revelion, după aceea mi-au dat rubrica n-am mea. Mai după aceea n-am mai ieșit și așa i-a rămas numele. Da, foarte frumos și vreau să spun că emisiunile tale de la Etno au o amprentă puternică asupra comunității române din toată lumea, pentru că noi mergem în turnee împreună și cu Paul și știm acest lucru. Și cu Nea Bebe. Când... Și cu Nea Bebe, când, pe vremea când... Pe vremea când organiza el acum, dacă de când avem alt impresar. Când avem alt impresar, da. Ei, și vreau să spun că peste tot pe unde mergem în toată lumea, vărul Săndel, vărul Săndel. E foarte interesant e că românii prind canalele astea românești la care îi se uită și le e dor de casă. Mi-am și găsit un fel de a mă adresa, adică nu l-am găsit, că n-a trebuit să-l caut mult. Mi-a fost la îndemână. E o relaxare totală la emisiunile tale, că eu știu de câte ori vin. O sărutăm pe Raluca Hidec și tu poți să o pun pe Raluca mea Olaru. Am înțeles, dar ce de Raluci avem. Raluci, da. Mi-am găsit așa un sistem, un fel de a comunica și mă prietenesc și cald cu oamenii și de aceea mă consideră de-a lor, indiferent că e voltean, că e moldovean, că sigur, nu poți mulțumi pe toată lumea, nu ești pe placul tuturor, dar cei care, eu știu publicul și mediul în care mă adresez. Eu nu am pretenții. Niciodată, nu am pretenții. Prezentat la San Francisco, la ziua Angelei Imbrișcă, îi salutăm și pe familia Imbrișcă, Nelu Imbrișcă și pe Angela, care ne-au fost gazde la San Francisco și m-ai prezentat tu și intram cu rău mă dor, ochii mă dor, hai cu mine în dormitor. Bine, nu, dar nu te uitai la mine. Nu mă uitam la tine, aveam eu grupul meu de admiratoare de acolo și râdeam în continuu. Deci rău mă dor, ochii mă dor, m-am uitat la calculator. M-am uitat la calculator. De atâta calculator. Da. Și sunt fenomenale seriile petrecute împreună. Asta spuneam, că mi-a fost oarecum la îndemână, dar... Știi cum e? Câteodată personajul se confundă cu omul și nu întotdeauna sunt chestii super pozitive. Mai sunt și mici șicane care ți le face personajul. Adică faptul că ești atât de bon om și ești atât de permisiv în relația cu oamenii, trece pe lângă mine în piață și când îmi trage una peste umăr, zice, după aia zice, iartă-mă, ce, am o senzație că te-am văzut dimineața în casa mea. Da, da, iar cel mai tare compliment, cu asta chiar mă laud, a sunat cineva într-o dimineață când aveam matinalul, aveam o emisiune sau vreo 6 ani am făcut matinal la Edna acolo, și a sunat cineva și a zis, băiatule, zice, când mă uit la tine, îmi râd de televizorul. Corect, așa este, așa este. Da, și atunci... Așa este și eu pot să confirm acest lucru, ești minunat, ești un cadou pentru oricine. Spune-mi și mie... Cum ai ajuns la teatru de comedie, la George Mihăiță, un mare titan al cinematografiei românești? Vezi, tot timpul am spus că mi-au... Și șeful tău, că zice, bă, zic, Vere, poți să mergi cu mine săptămâna viitoare în America? Stai să-l întreb pe șeful, care bă șeful tău, George Mihăiță? A, zic, e clar, că îți dă voie. Să mergi săptămâna viitoare, miercuri, până America, te întorci joi. Da. Cum ai ajuns acolo? Am dat concurs la teatru de comedie în anul 4. Eu voiam să plec la Cluj, să mă retrag către casă, să mă duc spre Ardealul meu, spre părinții mei, să... Și astea erau gândurile atunci. Maria, deja soția, eram împreună de 2 ani și zicea, nu te duce. Nu te duce la concurs, că se știa cam pe ce gen voiau să ia un jurne prim comic, un fel de Iurie Darie. Da. Și era un băiat la Albulescu, Zoltan Lovaș, de la Arad, care era exact pe tipologia lor, deci se și vorbea că pe el o să-l aleagă. Și am fost 92 de băieți și din aia 92 de băieți ne-au luat pe amândoi. Până la urmă m-a luat și pe mine. Fără loc,
adică admis fără loc, cu condiția... Că de dublură sau... Ca nu, admis fără loc atunci când se va elibera vreun post. A, să fie angajat. Ca să fiu angajat. Și ziceam, ah, ce bine că o să am o vacanță și poate din toamnă se pensionează cineva și dintr-un post mare scoate 3 de debutant și gata, am loc de muncă, sunt angajat în București. Dai seama ce era pentru mine? Venit de la mama cu camăcăi din Ardeal, dintre dealuri, să ajung la Teatrul de Comedie dintr-o dată, deci păream că nu, că nu e adevărat. Și în aprilie am dat concursul, în iunie am terminat facultatea, am dat licența și la sfârșit de iulie s-a eliberat postul și n-am mai avut vacanță, a venit Cătălina Buzoianu cu primul rolișor în Teatrul de Comedie și de acolo am plecat. Ai mare succes și abia aștept să vin să te văd în spectacole. Acum, știi cum... Ce jucați acum în stagiunea asta? După 2 ani n-am mai jucat pentru că am avut parte de distribuții frumoase și mari. Nu s-a putut juca din cauza pandemiei și s-au jucat doar piese în 2-3 personaje maxim. Iar acum începem să mai repetăm din cele pe care le jucam cu 7, 8, 10, 12, 15 personaje, pentru că unde e multă figurație, multă, se presupune că e și pericol de contaminare și atunci au zis hai să lăsăm. Bine, lăsă. Eu întotdeauna le-am spus oamenilor să se spele doar pe mâini, nu și pe creiere, nu vă mai uitați acum, la ce știri dau ăștia. Știi cum e, dacă unde e legea, nu-i tocmeală, dacă mai ai un coleg care e speriat. Unde e legea pentru alții, nu pentru ei. Da, dacă e speriat un coleg, nu poți să-i faci nimic. Să-i fac, el așa perceput, că e pericol, ce să-i faci? Poți să-l aduci să joace obligatoriu? Să știi că noi am avut noroc. Eu sunt la Teatru Tănase, acolo joc alături de Vasile Muraru, Valentina Fătu, vă știu, care a făcut emisiune. Colega mea și dragă. Așa, și Vasile Muraru a avut o idee nemaipomenită când a fost această perioadă de epidemie, spun eu, nu pandemie. Atunci aia din gripa spaniolă, ce a mai fost, dacă asta e pandemie. Da. Mă rog, locul 24 în topul bolilor periculoase. Acum așa s-a făcut statistica și eu cred în cei care nu iau bani să vorbească prostii. Așa că a avut o idee minunată în acea perioadă de epidemie. Noi am jucat în fața teatrului Tănase, pe Bulevardul Victoriei. Erau și zilele de Crăciun și au pus un brad acolo frumos și balerinele îmbrăcate în crăciunițe și jucam efectiv pe stradă, că nu ne lăsa în teatru. Da, era închis. Jucam pe stradă. Domnule, am avut așa un mare succes, vreau să spun, toate mașinile claxonau, se opreau. Ce era pe Victorie, că erau și luminițele de Crăciun și noi jucam spectacol și l-am felicitat pe Vasile Muraru. Nu jura nimeni. Abia așteptau să vadă și nu știu ce. Și ne-am simțit foarte bine. Deci oamenii sufletiști găsesc soluții pentru... Noi sperăm, și noi am jucat câteva spectacole la Grădina de Vară, de la teatrul nostru, zic. De la teatrul nostru am chiriat sala. Păi, ai grădina Teatrului Tănase, de la Herăstrău. Știu că aveați afișe. Noi jucam duminica asta și duminica viitoare că jucați voi. Teatru, știi cum e? Sunt absolut convins, teatrul nu o să moară. Niciodată. El se va juca tot așa, pentru că altfel nu mai e teatru. Da. El tot așa o să se joace, cu replici, cu vorbe, cu față în față, cu ochi, cu relație, cu profunzime, cu emoții, cu asta. Deci, n-are cum să moară. Poate să mai aibă niște pauze, așa, cum au fost acum. Mici pauze, dar teatrul nu o să moară. Sunt convins, pentru că este ceva special și oamenii, cei care iubesc și au dat de gustul teatrului, nu îl uită și nu se despart așa de ușor să zică, e, asta e, nu mai vedem niciodată. Pentru că dacă atâta vreme cât cineva caută și bate la ușă, un produs, dacă e căutat, el există pe piață. Dacă nu te caută, nu îl mai produci. Și la revedere. Dar aștept publicul să vină. Joc în momentul ăsta am 4 spectacole. Unul foarte important. Poți să le dai titlul, unul foarte important este... am început repetițiile deja cu el la noi la teatru. Spiritul de familie se numește. Un spectacol pus de Radu Beligan. Cu Lamia Beligan, cu Vizante, Dorina Chiriac, Mariu Drogeanu, Mirela Zeța și eu. Da, e o poveste frumoasă cu 3 frați care se adună la o petrecere la unul dintre ei și nevasta celui gazdei, nevasta fratelui... a zis, eu am chemat și noi și pe secretara lui bărbatul meu. Sper că nu vă deranjează. Și în momentul ăla tot ne pică față, pentru că toți am trecut pe acolo. Da, mișto. Și apare. Cine joacă? Mirela Zeța e secretara. Mirela Zeța, nebun. Da, și frumos. Este nebunia lumii când trece pe lângă câte unul și special face să audă nevastă. Ți-ai schimbat parfumul? E foarte mișto. E minunat spectacolul și e foarte drag să-l jucăm și se vede, știi că... Că ne place. Apoi Breaking News cu George Mihăiță și eu în rolurile principale. Dragoșul Luba, da. Breaking News este adaptare după... uite, vezi că da, și bătrâne. E o adaptare după.
Da, mă, uite. După 20 de ani. Este adaptare după 20 de ani. Alexandru Dumas. Da. Ce? Știi ce cântai tu, mă? Acum, Vere, că mi-am lăsat aminte. Mi-e dor să te mai au cântând cu Paul așa. Cântai tu cu Ionica Ardeleanu, mai avea niște piese. Ionica, îl salutăm și pe el, se uită din America. Ne vede? Ai vorbit cu el, da, n-am mai vorbit de mult cu Ionica. Am mai vorbit cu Ionica, are și el un băiețel să-i trăiască acum în noua relație. Și cântai tu cu el câteva piese, ai pus și pe YouTube cu Sapă, Sapă, Vecine. Cum e, mă, aia? Am făcut cântecul ăla când cei din politică au început să se toarne unul pe altul. Păi ce fac și astăzi? Adică tu au început să se dea în gât unii pe alții, au zis, am făcut melodia, noi vă săpăm, noi vă săpăm. Ia, e zi un pic. Noi vă săpăm, noi vă săpăm, noi vă săpăm șanțurile. Noi vă săpăm, noi vă săpăm, noi vă săpăm șanțurile. Și vă stupăm, și vă stupăm, și vă ascundem conductele. Noi vă săpăm, noi vă săpăm, noi vă săpăm șanțurile. Și vă ascundem, și vă ascundem, și vă ascundem conductele. Eu cu prietenul Ionica suntem cei mai faini feciori, ca și noi n-ați văzut încă, așa de bun săpător. Săpăm și unde nu-i nevoie, că așa ne-am învățat și avem de atâta vreme experiență la săpat. Noi vă săpăm, noi vă săpăm, noi vă săpăm șanțurile. Și vă ascundem, și vă ascundem, și vă ascundem conductele. Noi vă săpăm, noi vă săpăm, noi vă săpăm șanțurile. Să vă mai cânt ceva. Primul meu cântec cu care am făcut, mă rog, în momentul în care am zis hai să pun niște trăznăi pe cântec, da? Pentru că nu m-am considerat niciodată cântăreț. Eu tot timpul am spus, eu sunt interpretul trăznăilor mele. Și a fost o melodie pe care am făcut-o pentru Mahmuri. Am zis, băi, trebuie să fac ceva ce n-a mai fost făcut. Și dacă găsești un subiect, trebuie făcut atunci ca să percuteze, să fii unic. Da. Că dacă ești unic, poți să, nu mai poți fi al doilea. Și atunci am făcut o melodie cu ah, e rău mie, știi, pentru cei care beau azi și le rămâne. Așa cu un re major de acolo de la domnul. Yeah. Păi foaie verde de ludău, dă-i o de mâine, nu mai bei. Dacă mă pace Dumnezeu, măi, ai, măi, hai rămâni, 4 zile mi te rău, dar rău și rău și rău și rău. Hai, vai, 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 vai. Păi și mi-e rău, mă, și mi-e rău, măi, frățioare, fruntea-i plină, fruntea-i plină, e s-o doare, tu mărie, nu mi-e bine, va. Hai, Romi, să-mi vârtie casa cu mine, vai, 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 vai. Și acum vine nevasta, știi, care are și ea reacții și răspuns. Ardu-o focul! Ardă focul, băutură, miros, că miros alcool și-n jură, mai să te lecunezi, ne vrei, n-a zi, n-a zi, n-a vrei, trebuie să jur, că nu mai vei, zi mai ceva, nu zi. Hai, 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 și finalul este, hai să mai zică Paul o returnele, să muncească și-a putere, și-a bani pentru asta. Pică, nu mai beau, nu mă leg, că nu e, eu trebuie să mă dreg. Trei berici le beau cu foc, ai romit și m-am făcut turtă la loc. Ai romit, mai. Și trei berici le beau cu foc, ai romit, m-am făcut turtă la loc. Gata, trăiește, hai. Ce miște, bravo. Bravo, domnule, numai de băutură să vorbește, dar de dragoste știi, nu vorbește. De-aia să înțelege el bine cu pale român. Da, mă, pe de-aia am fost la clipul vine, lor. Vine unul acasă, beat, pulbere, pușcă, și când îl vede nevastă, zice, ai băut nenorocirea, măi, ai băut tâmpitule, porcule, bețivanule, ai băut toată pensia aia, măi, am băut un mic, cum n-ai băut? Măi, se vede, băi, n-am băut. Da? N-am băut. Zi după mine. Un vultur stă pe pisc, cu un pix în plisc. Am băut. Nu știi cum e asta? Asta e o replică la bancul ăsta pe care ți-l spun eu acum. Zice, unul stătea pe acoperișul blocului și vrea să se arunce.
Și zice vecinul de sub el: Costică, pe cine e? Păi ce faci, mă, nebunule, ce faci? Vasile, asta a fost. Vreau să mă arunc. Dar ce tu, de ce motiv ai? Că te-am văzut fericit până acum. No, Vasile, m-a lăsat nevasta. A, păi dacă te-o lăsat ea, aruncă-te. Te-o lăsat să te arunci, atunci nu te, dacă ți-o zis. Dacă nu te lăsa nevasta, no, să te arunci. Era tot așa apare. Și el știa că e aspră și rea. Și ajunge acasă, vede lumina prinsă, se uită pe fereastră, ea făcea integrame, l-a aștepta cu băcălețul în mână, făcea integrame și ăsta intră în casă, frumos deschide ușa și aia când ridică ochii și îl vede că deschide ușa, ăsta se clătina acolo, zice: porc, măgar, bețiv, idiot. Din câte? Din câte? La, din câte, bine, dar știi să zic un banc de sezon, acum se poartă. Zice, știi când în vremurile noastre dai masca unei femei jos, ai aceleași emoții ca atunci când dădeai sutienul. Nu știi ce găsești. Nu știi ce te așteaptă. Tare mi-e dor să mergem într-un tuneu în America. Așa am înțeles că Bebe se uită la orice ediție și da, se notează și acum. El tot notează. Notează, da. Și vrea să-ți facă poze. Am făcut, vezi, în ultima perioadă m-am ocupat cu mare plăcere și cu mare drag de o parte a profesiei mele pe care nu avusesem până acum, de film. Eu n-am făcut... Asta vreau să n-am zic. Dat... Dar primul tău film care a fost? Ăsta? Pupă-mă 1 a fost primul meu film. Că după eu am mai jucat într-unul ăsta, al doilea. Da, deja, stai. Pupă-mă 1, după care am făcut Să nu mă uiți până diseară. Este un film pe care nu l-am lansat încă. L-am făcut în pandemie la începutul 2019. După care am făcut Pupă-mă 2, care e deja pe piață și da, e în cinematografe, da. Și așteptăm acum să vedem, pentru că între timp, astă vară, am făcut și eu cea mai teribilă parodie cu Daci Roman, se numește Secretul Uzorilor. Nu joacă și Noica Alexandru, colegul meu de la Teatru Terase, că mi-a zis: băi, Noica, deci nu vii la asta, nu pot să joc cu vărul. Este nebunie ce rol a făcut la Joagiu Băi, a făcut un rol de ofițer roman, de... Cred că mi l-ai trimis pe un filmuleț, l-am văzut. Deci șef roman care e puțin, pe toți romanii am făcut... puțin feminizat, așa, și le-am făcut și unghiile la picioare. Deci... Și tu, Brutus, și eu ce... Iar noi, sunt eu, Alin Pang și Sele și Roman, eu, Alin Pang și Iulian Ilinca, Frankfurt de la Vacanța Mare, noi suntem daci. Iar eu sunt un dac fără barbă. Dar care daci sunteți? 4-4? Daci. Ia daci, da. Da. Și uite, asta zic, că mi-am descoperit această dragoste pe care nu o avusesem și acum cu teatru, pot să spun că m-am bucurat, am jucat și în piese frumoase, cu spectacole, cu sală închisă, cu casa închisă, cu făcute de regizori mari, dar filmul mi-a lipsit foarte tare, nici n-aveam timp, pentru că eu m-am ocupat mult de divertisment, m-am ocupat de muzica mea, de trăznăile mele populare, da. Aveam și emisiune, non-stop, eu la probe n-am prea fost, până la urmă tot găseam ceva, dar nu m-am dus la probe, de niciodată. Ziceam, dacă vrea cineva să mă ia, să mă ia, că doar mă știe. Știi, acum, cât de cât mai văzut. Păi ce termină să povestesc cum am ajuns eu să joc. Dar așteptam, a venit nimeni, nu-ți dai seama. Și la un moment dat a venit ideea lui Alin. Hai bă, tu ești un cunoscut, te știe, te iubește Ardealul, hai să facem un film. El e regizorul. Nu, Alin a venit cu ideea. A, doar cu ideea. Regizoarea este Camelia Popa. Păi Camelia Popa e și regizoarea în filmul în care joacă Fimiu. David Iată. A jucat regia lui Camelia Popa. Iată. Deci, Camelia, ce mică e lumea. Camelia a făcut, păi, cred că așa a venit la film. Lansare. La da, film da, a venit da, să-i facă surpriză Camelia. Da. Cu Camelia în vârf de stână, acolo ne-am petrecut niște zile bune, adică 3 săptămâni să stai acolo cu echipă de 50 de oameni. Asta vorbea Alin, vorbele mele cu Alin au fost, bă, ne ajută lumea? Da, mai să încercăm. De câți bani avem nevoie? Păi, neapărat trebuie să plătim echipa, oameni, lentile, obiective, alea, cameră și ce ne trebuie. Te-a ajutat și berea. Cam atâți. Au fost, nu? Și ușor au venit pe lângă noi toți prietenii noștri. După aceea mulți prieteni care au zis: ce mă, vrei să faci film? Ia-și de la mine 1000, ia 1500 de la mine. Și așa am făcut primul film, după care al doilea au venit sponsorii, pentru că am avut ce se arătă. A fost o deschidere. Și uite, acum ne bucurăm de treaba asta. Vedem cât tot merge. Da. Dar mi-am găsit
După ce ziceam eu că trebuie să renunț la ceva, că prea fac multe și că îmi neglijez familia și că copilașul meu tânjește după mine și e dor de mine, ziceam gata, renunț la ceva, în loc să renunț am mai pus ceva. Chisiu, da. Auzi să spun că vorba ta, spune că Chisiu, n-ai dat probă. Și eu la fel, am fost solicitat echipa lui Radu Junte să vin să joc direct în Babardeală cu Bucluc. Și eu am întrebat, dar nu dau și eu probă, că la orice scenariu, ce nu? Pe tine te știu de la televizor, la emisiunile tale, că nu citești prompter, asta a contat foarte mult, că ești spontan, că ești natural. Exact, și nici nu-ți dau niciun scenariu, să spui, tu spui ce simți. Ăsta e cadru, te duci, filmul cu tare, ești părinte de un copil care face școala online, dar numai școală nu face, că toți se uitau la Babardeli, pe filme de porno, și eu eram intrigat, pentru că la un moment dat scapă dirigintea un film care făcea ea dragoste cu soțul și scapă... Ți-a explicat situația și ți-ai băgat vorbele. Textele mele. Și vreau să spun că a rămas filmul cu textele mele. Dar asta a fost pentru mine. Dumnezeu, dar nu dau probă, nu, ca și tine. Și ușor să vezi că îți place și mai vrei. Da, acum mai vreau și acum pregătește Silviu Radu, producătorul acestui podcast, care e la butoare să uite la noi, Silviu, un musical. Și deja joc cu fica mea. Da, joc cu fica mea și s-ar putea să mai avem nevoie și de Vorsănder și de Romică Țociu, s-ar putea să facem o chestie frumoasă. Facem o echipă. Și acum mă gândesc și el te văzându-te acum că el te filmează, el mă vede acum la butoare și s-ar putea să-i vină să prezint știrile în limba javaneză, limba javaneză. Uite, Pupo, Chisiu. Uite ce frumos cântă Paul. Vreau să, să-i dedic Marie, soția ta, care a fost alături de noi întotdeauna și în turneile din Statele Unite. Am văzut acolo, cred că și sărbătoria de noastră atunci la San Francisco în seara, că erați toți acolo cu familie, cu la, era la botez. La botez era. Așa. Și vreau să-i dedic o piesă Elvis Presley, pentru că lumea știe că eu în America cânt Elvis Presley. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, Maria. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're here, the time is here. At last, it's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my varu. Kiss me tonight. Tomorrow will be too late. Kiss me. Elvis Presley pentru Maria, soția lui. Să știi că pentru asta te iubește. Maria a fost o dedicație specială de suflet, așa să știi. Am vorbit cu ea dinainte, m-a întrebat ce faci, i-a zis că ești ok, că ești bine și a zis, îi dedicăm un... Corect. Să fie sănătoasă, să vă bucurați de o viață frumoasă și să aveți timp să mai și petreceți. Este un... Așa, m-ai chemat într-o perioadă foarte specială pentru mine. Da. Dar știi de ce? Bănuiesc. În relația noastră, în relația mea cu Maria, de când ne-am luat, de când a zis da la starea civilă, până anul ăsta, pe 17 august, au trecut 25 de ani. Și anul ăsta noi sărbătorim, oricum tot anul ăsta este nunta de argint. De argint. Uite, Paulica, ceva de nuntă. Eu când vreau să fac glume urâte și proaste, zic că vei fi mireasa cu colț de argint. Ești mireasa vieții mele cu colțul de argint. Da ceva de nuntă pentru fratele Văru. De nuntă?
De nu te mut, ceva spune. Ia să ziua bună, ce? După 25 de ani. Pentru Maria și Sandu, din partea live-ului lui Enache. Se știe. Și vine și nașul cu darul. Eu pot să fiu naș la voi, că sunt naș de 25 de ani. Bine, ce fac pentru tine. Căli? Bă, da. O, ia-te darul! Paie verde mătrăgune. Ia smirălincă de prună. Să facem viața mai bună cu pălinga cea de prună. Cu veselie și sănătate aici la live-ul lui Enache. Băi, Vere, ești minunat. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Și uite, am și un cadou frumos pentru tine. Știi cum? Am învățat în viață că dacă vrei să poți da, să poți fi generos, că multă lume își dorește să fie generos, dar el nu poate, pentru că nu e făcut. Nu a fost creșterea, vorba lui Blondu. Mă, nu i-a fost creșterea. Multă lume ar vrea să facă bine și să dea, să fie generos, dar nu poate. E, ca să poți da, trebuie să știi să primești. Corect. Și eu primesc cu drag. Uite despre ce este vorba. Paulica, așa puțin mai ușor fondul muzical, emoționant ca de obicei, cum știi tu să faci. Avem un cadou special, rețeaua medicală ProBio îți oferă cardul de sănătate Royal Black. Fii atent ce frumos e cardul de sănătate. Este o inovație în domeniul serviciilor medicale, este o clinică nouă apărută pe piață, iar această ramă o folosești după ce extragi cardul, drept ramă pentru o poză dragă cu tine și cu Maria. Și uite, vreau să spun că ai facilități pe viață, ai analize, un set de analize complete, tu, pe viață, iar membrii familiilor familiei tale... Un set de analize complete. Complete pe viață. Unul pe viață. De fiecare dată, de câte ori dorești, ai toată viața ta. Ai un set pe viață. Da. Iată că e foarte important să ai analizele la zi. Și tu știi că sunt foarte scumpe în ziua de azi, să te scanezi, să faci toate, costă aproape de 100 de milioane. Da. Acești oameni minunați, Liviu și Delia Bicuții, s-au gândit la toți invitații mei, că sunt valoroși personalități din România, și să vă ajute într-un fel, că nu avem noi timp să ne ducem de tot timpul, avem treabă, dar trebuie să ne îngrijim de sănătate. Așa este. Să oferiți acest Royal Black Card și pentru membrii familiei tale au 15% reducere, fiecare membru, de câte ori vrea să-și facă analize Însemnând analize, medicale, da? ProBio. ProBio. Da. Mai zicem și noi odată, dar ce înseamnă analize medicale? Înseamnă de la scintigrafie și tot. Remeneuri și nebunii. Dar vreau să citești care este numărul cardului tău și să-ți spui dacă observi ceva. Ia. Dacă observi ceva special, trebuie să fie ceva numărul, numărul cardului tău, da. Numărul ce cardului reprezintă? Este 15173 1309-2021. 1309 e astăzi. 13.09 este ziua în care am filmat emisiunea și prima dată 15 ce reprezintă? 15.06? Da. 15 este ziua mea de naștere. Aia, bă, sunt vere! Deci mulțumim ProBio. Fii atent, ProBio se află pe Splai Independenței numărul 202. Abia s-a deschis pe 1 septembrie. La parter te duci și faci toate analizele cu toți membrii familiei. După ce extragi cardul cu jurbența, da? Nu, da, îl trag, da, ca să-ți rămână cu șurubelnița aia din Ardeal cu pălincă pe aia. Dezinfectată. Și fii atent, mai avem o surpriză, tot o inovație, dar în domeniul produselor electrocasnice, firma Franke, de care sigur ai auzit, partener nou al podcastului nostru, ei s-au uitat atâtea ediții și au văzut ce invitații avem și au decis să ni se alăture foarte frumos. În orice stil de bucătărie au echipamente incorporabile, toate foarte calitative și speciale ca design. Tu știi că ei fac și bucătării, plite, tot felul. Ei sunt un fel de top, Audi, Mercedes, sunt mașini în zona lor. Și astea, bucătările și plitele, nu ți le oferim pentru că sunt sigur că te descurci din salariul tău de bugetar, da, sigur, să ți le iei singur, dar dacă vrei să-ți utilizezi bucătăria sau mergi întotdeauna cu fratele tău, fratele Enache, la live-ul Enache, mergem la Franke și ne ajută, întotdeauna ne-au ajutat, ei fiind și sponsor ai Naționale de Fotbal Artiștilor. Am înțeles, mulțumesc. Ne ajută Franke, mulțumim ProBio, mulțumim Văru Sândel pentru o seară de vis. Știu că ești foarte obosit, venit de peste mări și țări, cu
filmări la emisiunea ta. Abia aștept să vin la Raluca, la tine la emisiune. Te așteptăm cu drag. Și noi te reașteptăm să vii. Voi la veni noi cu mare bucurie. Orice întâlnire cu voi este minunată, cu tine special. Doresc din toată inima succes. Mulțumesc frumos pentru cadou. Mulțumesc, mulțumesc echipei tale frumoase. Iată că se poate face treabă frumoasă și poate să iasă o emisiune și fără și să vorbim vulgar și, și într-un spațiu, să zicem, mai micut, dar oamenii... Este un spațiu emoționant. Sergiu Nicolescu să știi că, și faptul că ai priveliștea asta a orașului noaptea îți dă un pic de spațiu, da. Și la final te rog eu frumos, mai transmitem vremea, cum va fi vremea mâine, în ce limbă vrei tu, nu numai în ungurește, în alte limbi. După ruși de prăvesc vicepreaznic o troșă nevazanii. Troșă, că de otrică troșă de Adrianu și Enachiu, și că la labiu, și că de obțe, că la iful, și că mă Enachiu, și trașă de gadin, va trece tări, bățațele. O zâni trașă de la revedere, scos. Mai de rac, văd ce rac, așa ceva n-am mai văzut, doamne. Da, da, super talent, super seară, că ne-am distrat, da, da. Da, da, nu sta de parte, de la live-ul lui Enache. Să cântăm, să îți ajungă. Noi cântăm, pauză stângă. Ne-am distrat mai mult decât mițel, că a fost cu noi Văru Săndel. Dar, dar, nu sta departe, vino la live-ul lui Enache. Dar din ele predinează, dar profi ele sunt de predieșă. A te afred, ele prez de Văru Săndel, că nimeni nu-i ca el. Văru Săndești ca ea. Săndești ca ea, nimeni nu ca ea. Ăsta nimeni nu ca el, Văru Săndel. Să-i dea Dumnezeu sănătate de la Adrian Enache. Mulțumesc și eu, Doamne ajută. Succes în toate, zi spor.